Salut, băieți, fete, bine v-am găsit la un nou episod ăsta unde vă spun chestii astea. Ce se mai întâmplă la sau, prin nume, știri, chestii astea, mă rog. Acum, nu știu dacă asta e stres sau nu, dar oricum, adică, da, mă rog, ideea este pe ce fel de site unde sunt pe Go for Games. Deci, for, nu for, for, patru. Deci, da, pe ce site sunt. Și sunt sigur că mulți dintre voi știți acest site, pentru că da. Mă rog, cred că mulți români așa, deci știu acest site, deci da. Că și eu am descărcat jocuri pe acest site. Sau avea această... Sau scria Go for Games, acolo când se bagă la setup game, acolo, ca să se facă. Mă rog, deci ideea este, da. Suntem doar personajele dintr-un joc video extraterestru, așa cum susține Elon Musk. Păi, s-ar cam putea așa, că nu prea știu ce să spun, dar... S-ar cam putea, dar da... De asemenea... Da... Mă rog, ei, acum hai să sperăm chiar că... Nu e prea lung, așa este cam scurt, dar totuși lung de asemenea, nu este prea scurt. Deci hai să începem. Ideea că am trăit într-o simulare complexă a fost avansată de mai mulți cercetători și gânditori, printre cei care susțin ipoteza unui univers artificial în care trăim. Se numără Elon Musk, șeful Tesla, filozoful suedez Nick Bostrom, sper că am pronunțat bine, Nick Bostrom, Universitatea Oxford și Rick Terle, mă rog, nu știu cum se pronunță, dar da, mă rog, cercetător la NASA, ZPL, pasă cum să o pronunț. Mă rog, teoria a revenit în prim plan când Musk, un fel de Star Rock din tehnologie, a declarat că oamenii sunt personaje în jocul video al unei civilizații mai avansate. Mai precis, tot ceea ce vedem în jurul nostru, animale, clădiri, plante, reprezintă o simulare. Reprezintă o simulare pe computer cu grafică foarte bună. Musk spune că tehnologia a avansat atât de repede în ultimii 40 de ani, încât în viitor chiar și nouă oamenilor ne va fi dificil să facem diferența între realitatea fizică și realitatea virtuală. Antreprenorul crede că șansa ca noi să nu trăim într-o realitate virtuală este una la câteva miliarde. Wow! Mai mulți cercetători au respins teoria lui Elon Musk. Totuși, oamenii de știință de la Oxford University, Hebrew University of Jerusalem și Nereche Korkatov, așa se scrie, nu știu cum s-a pronunț, institute Sinereche Kurhatov, institute au desființat această teorie într-o lucrare. Citește-ți, Elon Musk a spus care este singurul titlu pentru consola pe care l-ai. Tai astea ceva. Pardon. Calculele prezentate de autori sunt extrem de complexe și greu de înțeles de către persoane obișnuite. Totuși, explicând pe înțelesul tuturor, ar fi imposibil ca cineva să construiască un simulator atât de complex. Asta deoarece în interacțiunile cuantice necesare pentru a crea simularea respectivă, complexitatea crește atât de repede încât aceasta nu mai poate fi controlată de computerele clasice.
sau chele cuantice, adăugarea unei singure particule în simulare ar dubla dimensiunea sistemului, simulatorului, necesar pentru a o modela. Pentru doar câteva sute de particule ar fi necesar un computer mai mare decât Universul, potrivit celor doi autori ai lucrării Zohar, Zinghel și Dimitri Kovrizi. Dimitri Kovrizi, mamă, un muscrim papachia. Chiar că nu este imposibil, dar puțin probabil să existe. Totodată, Zondi Barov, profesor de matematică la Universitatea Cambridge, a sugerat o nouă cale de verificare a adevărului despre univers. El credea că o simulare perfectă a realității ar avea inevitabil niște disfuncționalități observabile. Asta a fost tot, băieți și fete. Deci, da. Cred că, da, nu știu ce să spun. S-ar putea să fie simulare universul. O simulare. Pentru că... Da, adică, da, s-ar putea, dar... Prea mare universul în sine, dar tehnologia, adică... De atunci, adică, sunt prea multe elemente, nu știu ce să spun. Cum s-ar putea așa, nu știu. Sunt cam 30%, cred că pe undeva pe acolo, cam 20-30%. Sunt eu sigur așa că Universul ar putea să fie o simulare. Restul... Din cheie foarte făcut. Pe acolo. De religie, bla bla bla. Dumnezeu, bla bla bla. Cami sau chestii din ele. Deci, da. La revedere, băi și fete. Sper că v-a plăcut. And remember, like and subscribe.